Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Numele Adevărului, în direct la Goș TV. O să discutăm în această seară problemele celui de-al doilea municipiu al județului Gorj. Este vorba de municipiul Motru, problemele administrative cu care se confruntă această localitate. De asemenea, o să dezbatem această lege a salarizării care este pe care să se aplice la nivelul fiecărei instituții a statului și care deja a produs unele nemulțumiri în rândul salariaților, a funcționarilor publici. Alături de noi se află domnul primar al municipiului Motru, este vorba de Gigel Gianu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Avem foarte multe subiecte de dezbătut, sper să avem și timpul necesar. Haideți să începem cu ce s-a întâmplat astăzi la primăria Motru, pentru că au apărut tot felul de informații, de știri în presa locală, că acolo a avut loc o grevă spontană, mai mulți funcționari au fost nemulțumiți de modul în care se aplică sau aplicarea noii legi a salarizării și pentru că duce la scăderea, diminuarea drepturilor salariale, iar câțiva salariați funcționari din cadrul primăriei au protestat. Ce Da, s-a întâmplat? e adevărat. Punerea în aplicare a legii salarizării personalului plătit din fonduri publice a condus și la pierderi salariale din partea unor funcționari publici, unor angajați. Asta e legea, aici cred, sunt convins, adică asta e realitatea, au concurat mai mulți factori. Legea care a fost făcută cum a fost făcută și nu este nici vina mea, nici a PNL-ului, de exemplu, este vina celor care au conceput legea în această formă și au votat-o. E, cât de bine părea la început, cât de frumoasă părea, iată că efectele nu sunt chiar cele pe care le așteptau cei mai mulți. Dar totuși duce la o organizare puțin mai logică, mai rațională Când am spus că e un cumul de mai mulți factori, legea, așa cum e ea, cum prevederile legii reprezintă o parte din factori, mai sunt și alții. Atunci când la primăria Motru erau creșteri salariale și salariul de bază era mereu încărcat cu sporuri care intrau în salariul de bază și se pierdea urma și iarăși mai apăreau sporuri câștigate în instanță cei drept și care iarăși erau introduse în salariul de bază, atunci când erau ferie, toată lumea era mulțumită. Era foarte bine. Au crescut Normal. salariile destul de mult, au crescut salariile destul de bine pentru cei care beneficiau de aceste salarii. În schimb, vine această lege care te limitează, îți dă și o limită inferioară și o limită superioară. Și toată lumea trebuie să se încadreze în această limită. Chiar a fost o știre pe prima pagină a ziarelor că o bibliotecară de la Motru încasează un salariu de vreo 1000 de euro sau ceva. 5.000, da, Sau peste 1000 de euro. peste o tie 5. S-a apropiat de salariul dumneavoastră, înseamnă. Asta era, da, se apropia de salariul meu la momentul respectiv, dar, așa cum am spus și atunci, era unul din salariile medii ale funcționarilor din primărie. Vorbim de brut, era 5.000, peste 5.000 salariul brut. Sunt funcționari, erau funcționari care ajungeau la 7.000 de lei în brut și chiar 9.000 de lei secretarul. Cu toate sporurile. Dumneavoastră, ce salariu aveați? Adică al câtelea ca valoare Când am ajuns din în primărie, primărie? aveam al șaselea salariu ca și ierarhizare. Au fost creșterile salariale din februarie cu 20%. Atunci au fost mai mulți funcționari publici care au trecut pe lângă mine. Luna trecută ne-a crescut și nouă salariu cu 30%. Iar acum legea spune clar cât are fiecare, și viceprimar și primar, pe localități, în funcție de rangul localității și de numărul de locuitori pe fiecare localitate. Haideți să vorbim în ce a constat protestul de la primărie, ce s-a întâmplat. Păi este evident că dacă sunt salarii care depășesc salariul viceprimarului, acele salarii
ale unor funcționari, unor șefi din primărie, au trebuit să coboare sub salariul viceprimarului. Legea dă și ierarhizarea funcțiilor în administrația locală și atunci este evident că dacă secretarul care avea cel mai mult, cu câteva mii peste salariul pe care îl fixează în această lege, legea pentru viceprimar, a trebuit să coboare sub salariul viceprimarului, sub indemnizația viceprimarului, că noi avem indemnizație, nu avem salariu, la noi nu se aplică niciun fel de spor, iar salariile funcționarilor, în brut, cu totul, nu trebuie să depășească indemnizația viceprimarului. Evident că dacă indemnizația cea mai mare a coborât sub salariul cel mai mare a coborât sub indemnizația viceprimarului, toate celelalte au început în mod logic, ierarhic, să scadă. Și atunci mulți funcționari au trebuit să piardă. Foarte mulți funcționari, zic de vreo 70. De la sume mai mari până la sume foarte mai mici sau deloc. Sunt și funcționari publici, sunt și angajați care nu pierd, își păstrează salariile și sunt alți 70, aproximativ, 50 și ceva, care câștigă la salariu. Cei din partea de jos a grilei, a ierarhiei. Dar ponderea o reprezintă cei care pierd la salariu. Da, da. Majoritatea funcționarilor vor pierde din... Majoritatea, am spus, cam 30%, 35% din numărul total pierd la salariu. Înseamnă că cel mai mult de suferit va avea secretarul, da? Cea mai evident. Mare și cred pierdere că la salariu. Are cel mai mult de suferit secretarul UAT-ului, secretara, dar cred, am convingerea, nu a fost astăzi, cât am convingerea... Cât jumate sau cât... Nu, de la 9.000 și ceva la 7.000 și ceva în brut. Am convingerea că, fiind șefa juriștilor, ea a înțeles foarte bine legea și chiar nu are ce să spună. Nu are ce să spună. Asta e, așa spune legea, nu depășești în brut indemnizația viceprimarului. Cum s-a desfășurat protestul? Oamenii au scandat? Ce au zis? Nu... Atunci când pierzi la salariu, evident că nu-ți convine, evident că ești supărat. Oamenii... Și-au pus banderole albe la mâini? Nu, a fost spontan. Bineînțeles că au apelat la liderul de sindicat. Liderul de sindicat, hai să ne întâlnim, că e ședință în comisii. Erau comisiile de specialitate ale Consiliului Local și au zis... Hai să mergem acolo și să influențăm votul consilierilor. Din comisie, trei comisii astăzi, da. Se dezbătea legea? Sau trebuia să vină și protestatarii au fost în fața primăriei, când consilierii veneau ca să le spună păsul. Acum, asta e legea, nu? Așa a fost dată legea. Ce să facem? Trebuie să te încadrezi, pe lângă faptul că îți fixează limite și inferioare și superioare, trebuie să te încadrezi și în bugetul de alocat în fondul de salarii. Bugetul, având în vedere această lege, pentru salarii va fi unul mai mare, mai mic? Același, aprobat la începutul anului. Același. Da. E adevărat că nemulțumit de modul în care se desfășoară activitatea, de modul foarte greoi în care merge activitatea în primărie, am imaginat și o organizare, o altă organizare, astfel încât să eficientizăm cât mai mult activitatea funcționarilor publici, să creștem ritmul, randamentul. Și atunci am imaginat o altă organizare. A trebuit să mai introducem în organigramă, și a contat și asta, bineînțeles, posturi, niște posturi unice, prevăzute de lege, dar care nu existau încă în organigramă. Și ne-am lovit, pe parcursul acestui an de care a trecut de când sunt aici, ne-am lovit de necesitatea acestor posturi. Când a trebuit să facem niște proiecte, niște lucrări,
Am fost întrebați de cei care au câștigat, păi vreau să discut cu responsabilul pe problema asta la primărie și zic, păi nu am așa ceva. Nu se poate organigramă. Și am verificat și într-adevăr. Și am vorbit, bineînțeles, și cu doamna secretar și într-adevăr erau câteva posturi pe care legea le prevede și trebuia să le înființăm. De ce posturi? Și câte? Patru posturi am înființat, nou create, la compartimente și aici e vorba de managementul spitalului, ordonanță corporativă, manager energetic, pentru că urmează să derulăm niște proiecte privind eficiența termoenergetică și se impunea să avem așa ceva, legea prevede. De altfel, de asemenea, la compartimentul de audit aveam o singură persoană care are foarte multe, un program foarte încărcat de auditare și nu face față, n-a făcut față niciodată, nu a respectat programul, atât de mult obiective de auditat, încât pur și simplu nu... Și sunt probleme, au apărut probleme, am întrebat, păi aici, ultimul control când s-a făcut? Păi ori nu s-a făcut deloc, ori e foarte mult timp. Și când dai, mergi și găsești probleme, niciun serviciu n-a fost auditat. Avem școli, colegii, avem 17 asociații, avem... sunt multe, iar o persoană singură nu poate face. Inclusiv legea prevede minim 3. Am zis să fie doar 2. Ați înființat și postul de administrator public? Administratorul public, da. Am înființat și postul de administrator, încă un post nou creat. Urmează să se ocupe aceste posturi, să organizeze concursuri? Concursuri. Consiliul Local a fost de acord pentru că știu că aveți... A fost aprobat organigrama, da. A fost de acord. Eu am luat organigrame de la mai multe orașe care sunt de dimensiunea asta. Bineînțeles că îmi imaginasem cumva, dar am studiat, am analizat și organigrama și statele de funcții pentru orașe de dimensiunea municipiului Motru, de la 18 până pe la 25-30 de mii de locuitori. Am văzut cum sunt organizați, ce au fiecare. M-am consultat cu mai mulți specialiști în domeniu și, într-adevăr, pentru Motru, dimensiunea și aparatul, trebuie să vorbim și de un aparat de specialitate destul de consistent, era cea mai bună formă de organizare. La această organizare, au fost mai mulți factori care au contribuit. Este și legea responsabilității, care prevede că funcționarul public care semnează și asumă mare responsabilitate și atunci trebuie să aibă și funcția corespunzătoare, să-l responsabilizezi și să ai încredere că atunci când a semnat ceva înaintea ta, este foarte bine. Să revenim puțin la această lege a salarizării. Dumneavoastră ați câștigat la salariu sau ați pierdut? Eu am câștigat, da. Eu am câștigat. Dacă anul trecut aveam... eram pe locul 6 în top, ajunsesem pe 11-12 în februarie, acum trebuie să... evident că sunt primul. Ce sumă aveți în plus? Ce sumă aveți pe mine în plus la salariu? Încă nu l-am luat, mi l-am făcut 9.000 și ceva este în 6,5 coeficientul la municipiul de rangul 2 cu numărul ăsta de locuitori. 9.000 și ceva brut. Brutul. Brutul, da, indemnizație. Dar spuneați noastră că vreo 70, cam 70 de funcționari vor pierde din... Și încă 55 câștigă. 55 câștigă și câți rămân cu aceleași drepturi salariale? Încă vreo... tot vreo 70. 60 și ceva. Legea urmează, această metodă de salarizare urmează să fie aprobată în Consiliul Local când... Da, se va supune dezbaterii și votului în Consiliul Local. Așa prevede legea. Grilele de salarizare, este obligația ordonatorului de credite să stabilească grilele de salarizare conform legii, dar să le aprobe în Consiliul Local. Când va fi? Săptămâna viitoare. Și urmează de la 1 august să se aplice, da?
E valabil de la 1 iulie. De la 1 iulie. Da, da, da. Pentru asta toate localitățile. A apărut luna iulie și e valabil de la 1 iulie. Toate localitățile trebuie să-și aprobe grilele de salarizare până la sfârșitul lunii, astfel ca în perioada 1-6, când se calculează salariile în administrațiile locale, să se facă după noua grilă. Pentru luna iulie. Deci în august vor primi salariile... Pentru luna iulie, după noua grilă, da. Până la urmă este o reașezare a salariilor din cadrul... Eu așa o văd unități. Ca pe o reașezare a salariilor pe o bază nouă. Pe o nouă bază. Nu mai iau un calcul, nu vreau să mă gândesc dacă ceva în spate a fost în neregulă, dacă au fost neregulă la calculul bazei de salarizare pe care s-au pus, pentru că nu mă încălzește cu nimic. Dacă cineva insistă pe problema asta, s-ar putea. Și atunci, dacă se constată nereguli, se vor recupera de la cei care au beneficiat. Dar eu sper să nu se ajungă acolo. Le așezăm pe o bază nouă, plecăm la drum cu ce avem, cu ce avem și mai departe vom vedea. Avem la dispoziție, putem face, deci ordonatorul de credite, premieri în limita 30% din fondul de salarii pentru cei care muncesc, își dau interesul și au un alt ritm, un alt randament. Este foarte bine că rămâne la latitudinea ordonatorului de credite, pentru că eu consider că, într-adevăr, cei care merită, cei care participă, cei care te ajută, cei care își dau interesul pentru locul lor de muncă, să fie stimulați. Iar ceilalți, când vor vedea lucrul ăsta, au de ales. Ori rămân cu salariu mic sau poate deloc, ori fac tot posibilul să fie și ei premiați. Să tragă și la căruță. Să tragă la căruță, pentru că numai așa poți avea performanță, numai așa poți performa, chiar și în administrația locală. Un aparat stufos și greu de urnit necesită măsuri speciale. Eu cred că cei care urmăresc înțeleg ce spun. Era firesc până la urmă, pentru că era ceva normal ca primarul, care are cea mai mare responsabilitate într-o instituție, într-o primărie, să aibă un salariu mai mic decât subalternii săi. Primarul semnează nu toate numai documentele. În primărie, oriunde. Primăria Mătru e un exemplu în această seară. Da? Această lege se aplică la toate primăriile din... Dar am văzut că... Am văzut de când a apărut legea asta și primarii au început să-și facă niște calcule, că foarte multe primării din Gorj sunt nevoiți, primarii sunt nevoiți să reducă salariile. Nu știu de ce doar la Mătru sunt mișcări. Probabil la celelalte localități oamenii au înțeles. La foarte multe. Acolo unde anterior a fost așa mână spartă sau eu știu, primarii au fost foarte darnici. E adevărat că aici ar trebui să facem și o echilibrare, să cei care se află în grilă pe aceeași poziție, fac aceeași muncă și aceeași vechime, să primească același salariu. Și atunci au mai fost echilibrări și din punctul ăsta de vedere. De fapt am făcut grila și cei care s-au încărat, unii au pierdut, unii câștigă. Această premiere pe care o puteți face de 30%, cum se aplică lunar, anual? Este la latitudinea ordonatorului de credite, dar ca să fie să o poți simți, e recomandabil o dată sau de două ori pe an. Și așa o gândesc eu. O dată sau de două ori, adică o lună, într-o lună? Fiind premieră, evident că trebuie să ai ceva în spate pentru analiză, să tragi niște concluzii și atunci să spui aici și aici și aici. Pentru funcționarii care au performanțe. Da, care își îndeplinesc îndatoririle, care fac tot posibilul ca treaba să meargă. Iar cei care, așa cum... Trebuie să vă spun că astăzi la cum s-a terminat protestul ăsta spontan, simplu, liderul de sindicat a zis, gata, hai să plecăm, ajunge pentru astăzi. De ce? Pentru că, pe lângă faptul că erau nemulțumiți cât de tăie salariare, au început discuțiile între funcționari.
tu așa, tu așa, tu cum ai obținut, tu ce ai făcut, și pentru că degenera, zice punct, ne organizăm mai bine altădată. Sunt și din și vă așteptați și în perioada următoare la noi proteste? Probabil că da. Da, până la urmă, dânsii ce doresc să obțină de la dumneavoastră? Domnul, că nu le puteți oferi un salariu mai mare decât spune legea, nu? Nu mai mare, vor, dacă se poate, să fie toate salariile cumva grupate imediat acolo sub indemnizația viceprimarului. La limita maximă, la limita maximă. Evident că supărarea a plecat de la faptul că șefii pierd. A contat mai puțin că ar putea să câștige sau ar trebui să câștige și cei din josul grilei. Am avut grijă și cei din josul grilei. Când ești pe minim pe economie, ți se mai impozitează și mai rămâi cu un pic. Este evident că trăim în același oraș, respirăm același aer. Salarizarea trebuie ierarhizată în funcție și de pregătire, și de poziție, și de importanța muncii, și de răspunderea, responsabilitatea pe care tot, dar trebuie ajutat și cel din josul grilei, da? Nu poate să rămână de vedere, e o lege mai de stânga, așa. S-a vrut o lege de stânga, dar a ieșit o lege foarte proastă. Foarte proastă. Eu care sunt nevoit să o aplic, și numai eu, mulți își dau seama de lucrul ăsta. Foarte, foarte puține primării sunt în situația în care am văzut interviu să zică că noi, eu dau. Dar după ce primarul respectiv cu ceva luni în urmă se lăuda, păi eu n-am dat niciodată, eu am ținut, nu știu cât salariați am mai dat afară sau n-am angajat, am posturi vacante foarte multe, am salariile le-am ținut acolo jos și acum vine legea și își permite și dă și el câteva sute și se laudă. Dar sunt puține primării din astea. Alte primării au făcut și angajări multe, stufoase, au umplut organigrama cât permite, atât hai să facem. Cu primăria dumneavoastră, de exemplu, cea de la Mutru. În special despre primăria asta vorbesc. Și apoi au venit salarizările, de multe ori și subiective, pentru că sunt funcționari care fac același lucru în același loc. Și de ce spuneți că e proastă? Că până la urmă dumneavoastră vă crește salariul. Pentru că asta ar trebui să fie o lege bună. Domnule, nu trebuie să te uiți numai la ce câștigi tu. Nu sunt acolo pentru mine. Când am candidat pentru poziția asta, mi s-a spus, păi tu o să ai salariu mai mic decât că ai unde lucrezi, în minerit. De ce te bagi pentru asta? Păi și o să câștigi mult mai puțin decât mine, că eu am niște sporuri în instanță, a fost un primar. Zic, bine, sporurile au fost pe nume sau pe funcție? Pe nume. Da, dacă nu le am dreptul, nu le iau. Și nu mă duc acolo pentru bani. N-am fost... Banul, deocamdată, și sper că până la vârsta asta banul nu mi-a făcut cu ochiul, nu cred că mai poate să-mi facă să fie. Contează ce-i drept, e important ca munca să fie recunoscută sau să fie remunerată, dar nu înseamnă că îmi fac un scop din asta. E adevărat, trebuia să fiu ca, dacă tot sunt numărul 1 în primărie, să fiu plătit cel mai bine decât toți. Dar când văd ce trebuie să fac, nu te bucuri. Că sunteți nevoie să le tăiați salariile oamenilor, la asta vă referiți? Da, da. Dar voiam să vă întreb că spuneați dumneavoastră de organigramă și de un personal stufos, o organigramă stufoasă, și în condițiile astea de ce a mai fost nevoie de încă patru, înființarea de încă a noi patru posturi? Dacă organigrama este și așa foarte încărcată. Eu îmi doresc, sper ca la concursurile organizate să participe doar personal din interior. Să îndeplinească condițiile pentru asta, dar să participe din cadrul din interior. Să ocupe pozițiile astea nou create și să participe. Să urce pe anumite drepte superioare. A mai fost o situație în care exista posibilitatea unor funcționari să ocupe alte posturi în altă parte și au refuzat. Fiecare e obișnuit acolo, în locul lui. Deci va fi un concurs intern până la urmă? Da, da, un concurs. Va fi un concurs intern pentru ocuparea posturilor. Trebuie să ne oprim aici cu prima parte a emisiunii. Rămâneți în continuare pe Goș TV. Avem la dispoziție un număr de telefon pentru a ne trimite mesaje, 0753112210. De asemenea, emisiunea noastră poate fi urmărită și pe Facebook la Goș TV. Ne revedem după câteva minute de publicitate.
Am revenit la emisiunea Numele Adevărului. L-avem în această seară invitat pe domnul primar al municipiului Motru, Gigel Jeanu. Astăzi a fost dată publicității lista proiectelor care vor beneficia de finanțare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale, iar pentru județul Gorj a fost aprobată o sumă pe hârtie până acum de 150 de milioane de euro pentru 163 de proiecte. Ceea ce ne surprinde la prima vedere că sunt foarte multe localități și orașe care au primit foarte puțin bani, proiecte, doar câteva proiecte. Iar în schimb sunt anumite comune care beneficiază de sume foarte mari, sume importante, și vorbim și de localități izolate, localități cu foarte puțini locuitori, care s-au depopulat între timp, dar acestea beneficiază de sume importante. Ar fi interesant să vedem până la urmă dacă se vor impune și anumiți executanți a lucrărilor sau, în mod normal, trebuie să se organizeze o licitație publică și cel care oferă prețul cel mai mic să câștige. Dar rămâne de văzut dacă se va întâmpla așa. Cum vi se pare, domnule primar? Pentru că una dintre localitățile văduvite este și municipiul Motru, a beneficiat de, sau va beneficia doar de 2, 3, 950 de mii. Reabilitare și dotare, grădinița numărul 7. Grădinița numărul 7, grădinița numărul 1 și școala generală numărul 1. Câte proiecte aveți pe această listă? Am înaintat 27 de proiecte pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, dintre care 8 proiecte, pentru 8 proiecte aveam și studiile de fezabilitate sau dalii, sau se puteau face, deci îndeplineam toate condițiile. Celelalte, așa cum a fost solicitat, urmau să se facă. Este evident că împărțirea banilor, așa cum aveți acolo pe burtieră, nu, la împărțirea banilor nu s-a ținut cont deloc de culoarea politică, absolut deloc. Totul este după o regulă, după un algoritm, probabil totul este exact cum trebuia. Și acum nu știu dacă să fi mulțumit sau nemulțumit. Acum faceți azi de necaz, ce să mai faceți? Ce să mai faci? Face azi de necaz, pentru că după câte știam eu, alta era lista. Văd că de la o săptămână la alta se tot scutură, în ce privește Motru, în rest nu m-a interesat. Înainte de demiterea ministrului, domnului ministru și a secretarilor de stat de la Ministerul Dezvoltării, lista era cu totul alta. Între timp a început să mai dispară câte un proiect. Asta e. Acum rămâne de văzut, pierdem sau nu pierdem. Cărora li s-a aprobat proiectele, câștigă sau nu câștigă? Oare guvernul are banii ăștia sau nu-i are? Ce proiecte aveți mai importante? Cel mai important proiect, și care, după câte știu eu, chiar fusese pe listă, pe o asemenea listă, era reabilitarea rețelei stradale și alei pietonale, toată zona de mijloc, toate străzile și zona de mijloc a orașului. Aici nu s-a mai făcut nimic de când a fost construită această zonă, blocurile și străzile, de prin la începutul anilor 80, și care chiar necesită reabilitare. Am insistat foarte tare, fusese pe listă, dar până să ajungă, uitați, la noi aici, nu mai era. Iarăși un alt proiect care se găsea pe listă era reabilitarea străzilor Bulevardul Gării, Strada Primăverii și mai ales Strada Motrului, care face legătura dintre oraș, dintre gară și drumul către satul Râpa, trecând prin cartier. Un drum extraordinar de important, insistasem foarte mult. Ce-i drept, fiecare dintre aceste proiecte va costa peste 5 milioane de lei. Era o sumă importantă pentru Motru.
11 milioane de lei ar fi fost foarte bine, pe lângă faptul că se reabilitau cele mai importante zone care chiar necesită, sunt foarte necesare sau chiar neapărat de reabilitat, era și o sumă importantă. E clar că în urma acestor proiecte ar fi beneficiat un număr mai mare de locuitori, ca în Brănești, de exemplu. Tot orașul. Pentru că, iată, în Brănești, o localitate aflată la granița județului Gorj, o localitate, știu că este una dintre cele mai mici localități din județul Gorj, a primit o sumă de 25, de peste 25, aproape 26 de milioane de lei, adică 260 de miliarde de lei vechi, pentru extindere rețea de apă și realizare rețea de canalizare ape uzate. Asta ca să ne raportăm la numărul de locuitori, nu, care ar putea să beneficieze de pe urma unei investiții. Și lista poate să continue. De exemplu, la Dănești s-a alocat o sumă de peste 7 milioane de lei pentru modernizarea de drumuri Sătești. Și nu vorbim că acești locuitori nu ar trebui să beneficieze de aceste lucrării de modernizare a drumurilor, ci vorbim de impactul asupra cetățenilor. Pentru că și la noi există o regulă atunci când faci o știre, pe câți oameni interesează acea știre, pe câți, și cu atât cu cât știrea are un număr de adresare, la un număr de adresare ca cât mai multor persoane, cu atât știrea este mai importantă. Obiectivele principale ale acestui program au fost instituțiile de învățământ și apă cu canal, ce-i drept. Dar găsim, în cât am apucat să citesc repede această listă cu proiectele aprobate, sunt și destule alte lucrări cu valoare foarte mare. Bineînțeles că probabil localitățile respective nu cred că au cerut doar atât sau asta au cerut. Dar constatăm că la fel de necesare erau și lucrările, proiectele noastre pe care le-am înaintat și într-un oraș mare, într-un municipiu, dar care nu se regăsesc ca și investiții. La Peștișan, de exemplu, s-a aprobat o investiție de peste 16 milioane de lei, 160 de miliarde de lei vechi, pentru reabilitarea și modernizarea liceului tehnologic Constantin Brâncuș. 16 milioane? De lei noi, da. 16 milioane de lei noi. Domnul Pigui a știut să a scris proiectul mai... Mai bine. Mai bine. Dar acum mă gândesc și la nivelul de... Ce nivel de promovare a fost la liceul din Peștișani, unde câțiva elevi, știu că a stat mai bine oricum față de alte licee tehnologice, dar oricum numărul a fost destul de redus de elevi, cred că până în 10 care au reușit să promoveze bacalaureatul. Cauza condițiilor precare, după ce se finalizează acest proiect, promovabilitatea sau numărul de copii care vor trece bacul va fi mult mai mare, probabil și mediile. Vor crește, da. Cum credeți? Ce s-a la baza împărțirii acestor sume? Așa cum am spus la început, în niciun caz criteriul politic. Sunt convins, n-am apucat să analizez bine lista, numai ce a apărut și am văzut-o, înainte de emisiune rapid. În stoi, 100 miliarde pentru modernizarea drumului Sătești. Am văzut ceva la comunele, la vecinii mei pe acolo, destul de bine, comuna Glogova, chiar foarte bine, domnul Apedi, da, primar PSD. Sunt convins că dacă analizăm lista, sunt și localități conduse de primari liberali care au primit bani. Evident, localități foarte mari, adică pe la 1.000-2.000 de locuitori, dar care au primit pentru așa ceva. Dar credeți că sunt bani care sunt direcționați către anumite firme? Se poate întâmpla acest nu lucru? Nu firme, nu știu, dar nu cred că se au în vedere astfel de... Asta ar fi logica. Licitațiile vor fi organizate de primărie sau direct de către Ministerul Dezvoltării? Sau nu știți autoritățile locale. Dar nu asta e problema.
Nu e cine participă, cui îi dai, nu. Problema este cine beneficiază sau cine trebuie să beneficieze de așa ceva. Păi este problema și de bani, pentru că sunt sume destul de mari. Și se pune și problema de ce firme vor beneficia de aceste sume. Mereu avem în vedere că e posibil o infracțiune. Probabil atât de mult se întâmplă că avem mereu... Nu. Licitațiile vor fi corecte, adjudecate corect, nu se va da nimic, nu mai există așa ceva. Nu asta e problema. Problema este beneficiarii, adică locuitorii, cetățenii. La asta mă refer, nu la altceva. Dumneavoastră, ce posibilități aveți din bugetul local să faceți... Din bugetul local nimic. Aceste investiții. Din bugetul local, faptul că aceste proiecte au fost aprobate până se parcurg toate celelalte etape, vom reuși să obținem cofinanțarea. Deci eu mă bucur foarte tare și fac tot posibilul ca să avem acolo bani pentru cofinanțare. La ce lucruri trebuie să asigurați? Din bugetul local, investiții din bugetul local la această dată nu se pot. Banii ne ajung pentru funcționare atât. Salarii și funcționare. Și plata iluminatului public. Funcționare, cu tot ce presupune funcționarea, utilități și tot. Iar m-aș bucura și fac tot posibilul să am pentru cofinanțare. Bineînțeles că după ce am văzut PNDL, speranțele mele pentru a face se îndreaptă deja către fondurile europene, nu către fondurile guvernamentale, pentru că, așa cum am spus adineauri, am dubii că și acești bani există. La iarnă ce veți face cu... Să trecem la câteva dintre problemele municipiului Motru. Ce veți face cu sistemul de încălzire? La această dată avem o desfășurare mai... La sfârșitul lunii august se va finaliza. Avem un proiect master planul privind sistemul centralizat, sacetului, sistemul centralizat de termoficare. Prin caietul de sarcini am cerut proiectantului să ne dea cel puțin 3 soluții pentru fiecare dintre componentele acestui master plan, adică sursa de producere a energiei termice și a apei calde, distribuția și punctele termice. Pentru fiecare câte 3 variante, vom alege prin Consiliul Local cea mai bună variantă la fiecare dintre aceste componente, iar tot prin care de sarcini am cerut să ne indice și posibilități de finanțare. Adică cele mai bune programe, evident fonduri europene sau guvernamentale, pentru aceasta. Uzina are probleme mari, atât mai poate funcționa la iarnă uzina dacă nu se încep lucrările de modernizare? Dacă se încep lucrările și avem pași făcuți în acest sens, vom funcționa și la iarnă. De asta și am și grăbit, de asta am și insistat să găsim soluția cea mai bună. Există un studiu de fezabilitate, un proiect mai vechi, care presupune o investiție de 18 milioane de euro pentru a repara, aduce ceea ce avem la standardele cerute din punct de vedere al protecției mediului. Dar, prin acest master plan, vedem și dacă sunt posibilități la un așa preț, să mai punem ceva, să accesăm fonduri, să facem ceva bun, nou, să avem 20 de ani de aici încolo. Una e să cârpești ce ai, dar mai sunt câteva luni, sunt deja... Odată parcurse etapele din discuțiile cu factorii de decizie, responsabili de mediu, vom primi acord prelungire pentru încă un an. Pentru că iarnă, mai ales că este un serviciu de utilitate publică. Problema cea mai mare pe care o întâmpinăm este colectarea banilor de la populație. Adică populația beneficiază. Ce datorii există în momentul de față? 100 de miliarde. Ăsta e programul de reorganizare aprobat prin instanță pe care, dacă ducem la îndeplinire, am scăpat de insolvență. Oamenii au început să-și monteze centrale de apartament? Da, sunt destui, dar cei mai mulți sunt încă racordați la sistemul centralizat. Cam ce număr de... 5600 de locuințe. Suntem
racordați, că și eu sunt racordat la sistemul centralizat de termoficare. Da, din câte am înțeles, costul este destul de bun pentru... Avem cea mai ieftină gigacalorie, preț pe... Cât mai ieftin noastră, de exemplu, că puteți să dați exemplu dumneavoastră, cât ați plătit astea anul la... Pentru cu toate celelalte utilități, pe la 500 de lei. Am 4 camere și 4 membri în familie. 500 de lei vă referiți doar la agentul termic? Cu tot, nu. Adică întreținere? Cu tot. Da, agentul termic 350, cred, pe aici. Doar căldura. Pentru 4 camere? 4 camere și 4 persoane. Și celelalte cheltuieli se împart la numărul de persoane. Cred că este un preț destul de bun. Nu știu cum e în Târgu Jiu, dar gigacaloria în Motru este... are prețul cel mai mic și mai subvenționăm și noi de la bugetul local. Am mai apărut o problemă și iar colegii de la știri au realizat astăzi un material pe care o să-l urmărim și apoi ne întoarcem în studio ca să-l comentăm. 3,5 milioane de euro a fost suma investită în noua rețea de alimentare cu apă în municipiul Motru. Chiar și după finalizarea lucrărilor, localnicii nu pot bea apă potabilă dintr-un motiv incredibil. Branșamentele făcute fără acordul celor care au construit rețeaua vor costa scump primăria Motru. Am chemat la discuții atât reprezentanții firmei care a construit această rețea de alimentare cu apă, cât și Ministerul Dezvoltării și compania de investiții prin care s-a făcut respectiva investiție și a rămas stabilit ca într-un timp relativ scurt, am dat termen maxim o lună, văd că s-a depășit, să ne spună dacă se pot racorda gospodării sau nu se pot racorda și gospodării. Noi am dat situația cu numărul total de gospodării pe toată rețeaua, pe tronsoane, cum este această rețea de alimentare cu apă. Și conform normelor cu numărul de persoane pe gospodărie și rămânând ca proiectantul Ungur, proiectantul care este autorul acestei lucrări, să-și dea acordul, să-și facă calculele și să spună dacă putem branșa sau nu putem branșa. Primăria consideră că atât constructorul cât și proiectantul trag de timp. Gigelgianul susține că nu ar fi nicio problemă dacă oamenii s-ar putea branșa la apă, însă există riscul ca municipalitatea să piardă garanția de bună execuție. Între timp, oamenii se descurcă așa cum pot. La această dată există sisteme paralele de alimentare cu apa făcute de minerit, dar bineînțeles că este vorba în cele mai multe situații de apă menajeră și apa potabilă și o iau din alte surse. Și rețeaua nouă are apă potabilă, este racordată la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a orașului Motru. Cam cât timp credeți că s-ar putea rezolva problema? Eu sunt convins că vom reuși să rezolvăm problema. Insistăm atât la compania de investiții, cât și direct la, pentru că investiția a fost făcută prin compania de investiții, cât și la constructorul Ungur să grăbească și să ne dea acordul. Garanția de bună execuție este de 1,6 milioane de lei, bani pe care primăria i-ar putea pierde dacă va permite oamenilor să se racordeze la conducta de apă fără acordul constructorului. În această situație sunt localnicii din Ploștina, Roșiuța, Horăști, Însurăței și Leurda. Da, am văzut care este situația cu rețeaua de alimentare cu apă. Domnule primar, până la urmă, ce se întâmplă? Oamenii, care este impedimentul? De ce nu se pot racorda? Orice proiect derulat prin fonduri europene, ca orice lucrare nouă, constructorul oferă o garanție. Proiectul, atunci când caietul de sarcini pentru acest proiect a prevăzut doar alimentare cu apă. Și pentru faptul că erau și fonduri europene, atunci când s-a proiectat, a zis fără canalizare, fără canalizare, doar alimentare cu apă. Dacă e fără canalizare, pentru că normele europene impun să ai și canalizare atunci unde ai alimentare cu apă, evident că orice gospodărie, când folosește apă, la baie, la bucătărie, apa uzată trebuie evacuată undeva. Nu poți să-i dai drumul oricum. Și a zis, dacă e fără canalizare, atunci se face doar cu cișmele stradale. Contractul a fost încheiat prin 2008, deci toate astea, etapele premergătoare au fost prin 2007. Deci fără posibilitatea ca cetățenii să se poată racorda la... Doar cu cișmele stradale.
Bineînțeles că contractul a fost făcut de fosta conducere, nu, da? Nu, sau de că... compania de investiții. Tot proiectul, da, valoare mare, s-a derulat prin compania de investiții. Autoritățile locale doar au cerut prin caietul de sarcini inițial ce vor și au plătit doar partea de cofinanțare. Dar dacă oamenii își amenajează fose, de exemplu, se pot racorda? Până vom avea și canalizare, pentru că vom avea și canalizare în aceste sate, dar evident durează. Noi pe asta mergem, pe asta marjăm. Adică am solicitat constructorului să-și dea acordul să branșăm gospodăriile individual, pentru că fiecare gospodărie are fosă septică, ca să ne poată permite. Am dat și numărul de gospodării, am spus să ia și în calcul 2,5 cum prevede legea membrii pe gospodărie, să-și facă un calcul la debitul, la consumul de apă. Am făcut și noi, bineînțeles, acest calcul, dar ne trebuie acordul lor. Dacă facem racordările fără acordul constructorului, pierdem garanția de bună execuție. 1,6, peste 1,6 milioane de lei, 16 miliarde. Dar rețeaua stradală este funcțională, da? Apa da, curge, da, la acele, da, cișmele? Da, curge, este bună, este din rețeaua de alimentare, de la aceleași foraje care alimentăm și orașul nostru, da. Mai aveți de așteptat? Cam când se va da un răspuns? Am reușit să-i aducem la discuții, la Motru, atât constructorul ungur, cât și proiectantul. Au avut aceeași firmă, proiectare și execuție, rețea de alimentare cu apă și stația de epurare. Compania de investiții, Ministerul Dezvoltării, am insistat pe tema asta, toată lumea am insistat, toți am insistat că trebuie să se facă racordarea, că oamenii au nevoie de apa asta și constructorul și-a luat un termen, a zis dați-mi o lună ca să-mi fac calculele mele și să vă dau răspunsuri. Noi am dat toate datele, este evident că trage de timp ca să facă tot posibilul ca noi să nu mai avem răbdare, să ne pierdem răbdarea și să ne racordăm fără acordul lor. Și atunci vom pierde garanția de bună execuție. Lucrarea e bună în general, dar mai avem încă 4 ani de garanție. Asta e ca și cum, pe lângă faptul că pierdem această garanție, orice problemă apărută la această investiție, o facem pe banii noștri. Da. Da. Mai spuneați că se va realiza și canalizarea. Aveți vreo certitudine în acest sens? Da, noi suntem în Adia, Aparegio deja a inițiat un proiect, master plan privind alimentarea cu apă și canalizare pentru apele uzate. Suntem, bineînțeles, în această lucrare. Au fost firma care oferă, care face acest studiu, a și fost la Motru, am discutat. Bineînțeles că este un proiect foarte mare, depășește 24 de milioane de euro, are mai multe localități acolo, masterplanul respectiv. Numai pentru acest studiu au la dispoziție un an, adică abia la anul pe vremea asta se termină studiu, după care încep celelalte etape. Va mai dura ceva timp până vom avea și canalizare. În final, pentru că situația este asemănătoare și la Târgu Jiu, PNL are un nou primar, iar la Motru, dumneavoastră aveți experiența unui consiliu local care nu este de aceeași culoare politică, așa cum sunteți dumneavoastră. Ce sfat i-ați putea da domnului Romanescu? Pentru că aveți oarecare experiență, da? E greu să dai sfatul, situația diferă de la o localitate la alta. Acțiunile politice probabil vor fi la fel. Va avea o viață grea, dar sper că aici să fie altfel de oameni și să gândească și pentru localitate. Acum, cel puțin pe următorii 3 ani, domnul Romanescu e primar și el ar trebui să conducă. Acum eu îi vorbesc despre Târgu Jiu cum vorbesc alții despre Motru și îmi spuneau mie. Mă gândesc dacă suma alocată pentru modernizarea ansamblului Calea Eroilor a fost
Chiar așa cum spuneați dumneavoastră, pe criterii obiective, așa zâmbind acordată, pentru că e vorba de o sumă de 8,5 milioane de lei, nici 2 milioane de euro, condițiile în care proiectul valorează, are valoare de aproximativ 40 de milioane de euro. Nu știu ce s-ar putea face cu acești bani. Este un proiect important pentru județul nu Gorj. Nu știam detaliile astea, dar dacă valoarea totală a lucrării este de 40 de milioane de euro și primești 2 milioane, asta înseamnă că ăștia-s bani de țigări sau eu știu pentru cei care se apucă sau asta înseamnă organizarea de șantier. Faci organizare de șantier de banii ăștia și apoi tragi obloanele că gata, s-au terminat. E o sancțiune pentru primari liberali sau? Vă dați seama dacă s-ar fi aprobat suma integrală și s-ar fi realizat așa ceva și s-ar fi realizat așa ceva, era extraordinar. Probabil că în alte condiții probabil ar fi fost suma întreagă. Trebuie să ne oprim aici. Mulțumesc pentru prezență în cadrul emisiunii noastre. Doamnelor și domnilor, mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Gorj TV. Ne revedem mâine de la aceeași oră.